Portul din Drobeta, Turnul Severin, a început să își schimbe înfățișarea și asta datorită implicării noului director al CNAPDF Giurgiu, Alexandru Cojocaru, care a venit cu un suflu nou, dar și cu idei menite să schimbe în totalitate zona portului, o zonă cu un potențial turistic ridicat. Siguranța cetățenilor și a traficului este prioritatea acestuia, iar micile reparații și lucrări erau foarte importante și necesare. Pași importanți pentru portul Drobeta Turnul Severin. După ce ani de zile zona s-a aflat într-o stare deplorabilă din punct de vedere peisagistic, acum la scurt timp de când noul director coordonator al CNAPDF Giurgiu Alexandru Cojocaru a preluat funcția, au fost demarate lucrări de reamenajare a zonei. De asemenea, au început să fie rezolvate o parte din problemele care existau de foarte mulți ani. Având în vedere faptul că în perioada următoare sunt așteptați un număr mare de turiști și locuitori ai orașului care vor veni să viziteze zona de promenadă a portului din municipiul nostru, în ultima săptămână a fost adusă lumina și la intrarea în portul turistic din Drobeta Turnul Severin. Siguranța cetățenilor și a traficului este prioritatea conducerii CNAPDF Giurgiu, iar aceste mici reparații și lucrări erau foarte importante și necesare. Directorul CNAPDF Giurgiu, Alexandru Cojocaru, și-a dorit să pună în evidență frumusețea portului nostru, totul fiind luat pas cu pas pentru a veni în sprijinul cetățenilor și totodată pentru atragerea de proiecte și investiții care în ultimii 30 de ani l-au ocolit. Până vom reuși să implementăm marile proiecte de dezvoltare a infrastructurii portuare, încercăm din bugetul companiei și cu personalul propriu să rezolvăm cât mai multe dintre problemele care persistă de foarte mult timp. Mulțumim pentru sprijin încă o dată directorului general al APDF Giurgiu, Marius Olteanu, și tuturor persoanelor care sprijină demersurile noastre de a reda portului nostru drag strălucirea de altădată, special domnului primar al municipiului Drobeta Turnul Severin, Marius Creciu, și domnului președinte al Consiliului Județean Mehedințele, Adin Georgescu, a transmis directorul CNAPDF Giurgiu, Alexandru Cojocaru. De asemenea, gropile din trotuarul de la intrarea în portul turistic din Drobeta Turnul Severin au fost betonate, oferind astfel o cale de acces mai facilă în zona de promenadă pentru părinții care își plimbă micuții în cărucior, pentru tinerii care folosesc trotinete sau biciclete, dar și pentru persoanele cu nevoi speciale. Iar la intrarea în portul din Drobeta, flutură din nou steagul României.